Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Eu sunt Gina Coșnete, așa cum v-am obișnuit. Astăzi avem o invitată care revine după 5 ani. Așa cum vă spuneam, invitații din emisiunea noastră, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă, revin. Iată, astăzi Nicoleta Ionel a revenit după 5 ani și n-a venit singură. A venit din Italia cu o invitată. Bine ați venit în emisiunea Bine noastră, v-am iar ție, găsit, bine ai revenit! bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Cu astăzi nu sunt singură, am venit cu Franca Cucione, care este instructor de metoda integrată Bowen în Italia și fondatoarea unei școli care a devenit, care este acreditată de regiunea din Lombardia, din Italia. Nicoleta, când ai venit-o acum 5 ani, am vorbit despre terapia pe care tu o adusesei în România. Era vorba de altceva, da, de cu totul altceva, da, dar tu ai continuat în Italia să te ocupi de aceste terapii și să înveți din ce în ce mai mult, să evoluezi în ceea ce privește ajutorul semenilor tăi. Astăzi am avut onoarea să o cunosc pe Franca și din puținele cuvinte pe care le-am schimbat, am înțeles că este vorba de o nouă terapie pentru prima oară în România. Și în Italia, da. Păi vii din Italia, Italia, dar în România este pentru prima oară exact, când o prezentați. Exact. Și am să te rog, pentru că este mai bine să discutați voi și tu să traduci ce spune Franca, să ne povestești și nouă de ce ați venit cu ea în România, dar mai întâi să o prezentați ca să înțeleagă telespectatorii și mai ales terapeuții, pentru că voi vă adresați terapeuților din România, de ce ar fi bine să practice și ei, ca și completare a terapiilor complementare pe care le face fiecare, această nouă terapie care este nouă în România. Mai bine zis să o numim o tehnică, pentru că este o tehnică integrată cu terapia Bowen. Dar acum o să dau cuvântul lui Franca și Franca o să ne povestească, o să spună de unde și cum a început. Ok, Franca, adesso a te la parola. Presenti e parliamo della scuola, come è nata, di che cosa ti occupi. Ok. E come hai scoperto questa Come terapia? Mai siamo arrivati qui in Italia e qual è la nostra intenzione? Qual è la nostra intenzione? Sono Franca Cuccione. Franca Cuccione. Mi ha presentato Nicoletta. In Italia sono il presidente di un'associazione. In Italia sono presidente di un'associazione. Che di recente è riuscito a portare il metodo integrato Bowen. Care de puțin timp a reușit să aducă metoda integrată Bowen. Tra le discipline riconosciute di Regione Lombardia. Între disciplinele recunoscute in Regiunea Lombardia. Disciplinele bionaturale. Esatto, discipline bionaturali. Esatto. Chi frequenta i corsi da noi? Cine frequentează cursurile în această școală? Alla fine del associație. Alla fine del percorso. La sfârșitul percursului, la sfârșitul școlii. Riceve un attestato di competenza. Primește o diplomă, un atestat de competențe. Che gli permette di aprire subito una partita IVA e di lavorare. Care li permit să-și deschidă imediat o societate, o associație, un cabinet. Cabinet individual pentru a practica această terapie. Okay. Comunque noi stiamo qui oggi perché Oricum, noi suntem aici pentru că perché nel formare questo percorso che si chiama metodo integrato Bowen abbiamo inserito una materia molto importante che è la kinesiologia. Pentru că în formarea acestei școli noi am introdus o practică kinesiologia care E siamo qui oggi proprio perché sappiamo che qui in Romania ci sono tantissimi operatori Bowen. E deci am introdus kinesiologia, care o vă să o explicăm pe parcurs,
dar mai ales pentru că aici în România sunt foarte mulți terapeuți Bowen. De fapt, eu așa am cunoscut terapia Bowen din România. E siamo qui a proporre questa nuova tecnica da Și suntem aici ca să propunem această tehnică care unește alla tecnica Bowen. Care unește tehnica noastră cu tecnica Bowen. Per cui vogliamo proporre un percorso formativo, un corso di 4 giorni. Vrem să propunem un curs de 4 zile de formare Di kinesiologia. De kinesiologie. Che prevalentemente per operatori Bowen, ma care la început va fi pentru terapeuții Bowen. Ma possono accedervi anche altre dar figure. Dar poți să participe și alte feluri de terapeuți. Moment. Un pic. Vreau să ne povestească cum a descoperit această terapie și de ce este benefică. Te referi la terapia Bowen sau la terapia? Nu, la terapia care ați venit voi. Bowen e cunoscută în România. Ok, așa este, așa este. Deci să spunem cum ai ajuns. Spune în Italia. Cum este arrivata a integrare la kinesiologia cu Bowen? In Italia ci in sono Italia leggi particolari. Sunt legi foarte particolari. Ma anche probabilmente nella dar comunità europea. Cred că în toată comunitatea europeană este. Affinché una affinché un diploma sia valido. Până atunci o diplomă să fie validă, să aibă valoare, să fie recunoscută. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, în baza Organizației Mondiale a Sănătății, il percorso formativo deve essere di almeno 450 ore. Percursul școlii trebuie să aibă un program de 450 de ore de formație. Quindi, nel nostro metodo integrato Bowen, deci, în metoda noastră integrată Bowen, abbiamo 130 ore. Avem 130 de ore di tecnica di Bowen. Tecnica Bowen. E tutte le altre materie sono complementari. Și toate celelalte materii sunt complementare al raggiungimento delle 450 ore. Până când se ajunge la celelalte diferențe de ore la 450 de ore. In questa ricerca di trovare în această căutare de a găsi materie che potessero găsi, in qualche modo sostenere discipline care ar putea să susțină il metodo Bowen. Să susțină metoda Bowen. Siamo venuti a conoscenza, am luat cunoștință di questa kinesiologia de această kinesiologie e test muscolare și de testul muscular che è unico nel suo genere care este singurul în felul lui. E l'insegnante di questo metodo ha già scritto due libri, ed è una kinesiologia completamente diversa. Este o kinesiologie foarte diferită da quella che viene normalmente insegnata. De ceea ce de obicei să cunoaști, ceea ce este până acum în prezent. Per cui, siccome è importante per un operatore del benessere. Cum este foarte important pentru un operator din domeniul del benessere. Individuare subito. Ca să vadă imediat, să individui imediat care este problematica. Qual è la causa? Sau care este cauza? Dello specifico dolore. Care este cauza sau specificul durerii, problematica persoanei? Sappiamo e ci siamo accorti che attraverso il test muscolare di questa kinesiologia è possibile risolvere più velocemente le varie casistiche. Am notat că prin efectuarea testului kinesiologic am descoperit, am mers, să spunem între ghilimele, la problematica și cauza persoanei care primește testul muscular. Ok. Ok. Să înțeleg mai un pic mai clar, o să te rog să reiei ceea ce a spus ea în italiană și să spui tu în românește de la cap la coadă ca să înțeleagă lumea.
Pentru că este greu să percep tot ceea ce s-a spus ea traducând tu, okay, pas cu pas. Or, tu vorbind de la început despre ce este vorba, Franca să nu se supere, okay, că va trebui să explici telespectatorilor. Adesso racconto io dalla lazzetta senza tradurre, che sì, i concetti, perché sono abbastanza... Sono abbastanza sì, specifici, sì, certo. Se no poi ci dilunghiamo. Certo. Comunque il concetto principale è che questa cosa... come tante altre, perché la tecnica è valida, questo devi dire, Nico. Trebuie să spunem că tehnica este foarte bună, e valida, adică are rezultate foarte bune. Esatto, ma in continua evoluzione. Dar este într-o continuă evoluție. Con l'integrazione di, cu integrarea di vari studi di, che vengono fatti in tutto il mondo. Cu integrarea la diferiti studii, diferiti cercetări care se fac în toată lumea din partea la toți ceilalți terapeuți din metodul Bowen. Ok. Ok. Bye. Deci să reluăm. Da, ok. Eu de la început, pe mine mă interesează următorul lucru. Această tehnică ajută nu numai terapia, pe cei care practică terapia Bowen, ci pe oricare, orice tehnică terapeutică care se face în complementară. Complementară, da? Ok. Punctul 2, m-ar interesa dacă se poate spune și cum se procedează practic. Nu știu dacă poți să faci o demonstrație practică, dar poți să spui. Și care este beneficiul clar al acestei terapii? Deci cu ce este ea specifică? De ce cu ce este specific? Ok. De ce o poți practica, de exemplu, cu Bowen, în terapia Bowen, adăugând-o și pe aceasta, și de ce cei care practică Bowen ar fi dezavantajați dacă nu ar practica-o pe asta, sau nu cei, nu terapeutul în sine, ci persoana care are nevoie de această terapie. Da. Deci și când ai un studiu de caz, este terapeutul și persoana care primește. Lucrul nu-l face doar terapeutul, îl face și persoana respectivă. Până acum, prin terapiile Bowen, am văzut rezultate extraordinare. Dar au fost și cazuri când au fost mai puțin. Depinde de problematica și de persoană, de fiecare persoană în parte. Un moment. Vreau să specific aici un lucru, pentru că eu pe mine s-a lucrat cu Bowen timp de 4 ani. Da. Orice problemă de sănătate pe care o ai la o anumită vârstă, ai acumulat-o într-o perioadă lungă exact de timp. Indiferent că faci un an, exact, cum am făcut eu Bowen pentru mine, deci mi s-a practicat această terapie pe picior, pe coxartroză, nu are cum să se vindece acumulând în 20 de ani și să se treacă într-un an de zile, nu trece. Deci nu se vindecă, se ameliorează, estompează evoluția bolii, dar nu o vindecă. Să fim foarte clari. Da, da, da. Nu este, deci nu în toate cazurile se vorbește despre vindecare. Ok. Deci miracolele, între ghilimele, nu le face Dumnezeu. Le face Dumnezeu, exact. Noi aici mai puțin contribuim, dar mai puțin. Deci, prin testul kineziologic, ce este testul kineziologic? Testul kineziologic este aplicarea unei presiuni delicate asupra unui mușchi. Asupra unui mușchi sau unui grup, de mușchi. Prin această presiune se vede, deci, puterea mușchiului, cât este dislăbit sau cât este încărcat. Fiecare persoană are problema ei, nu? Trebuie să vină cu o intenție. În baza la intenție se lucrează cu terapia Bowen și testul kineziologic. Când se face testul kineziologic, avem în vedere foarte mult dacă persoana este hidratată, pentru că este foarte importantă apa în organism. Dacă persoana este conștientă de apa care o consumă în cursul zilei, o consumă sau nu o consumă. Pentru că am avut cazuri când persoanele nu consumau apă și nu aveau rezultatele care le doreau. Nu? Deci prin acest test se mai merge și la sigur, între ghilimele, cu procedurile care vin făcute din terapia Bowen.
Și aici, cu testul kineziologic, avem modul digital sau determinarea digitală care se folosește și provine din, din medicina tradițională chinezească, care împreună cu mudrele, că mudrele au de fapt și de drept origini foarte, foarte vechi, și se lucrează pe moduri. Și sunt în kineziologia cu testul care îl facem, avem patru moduri. Este modul structural, ecologic, personal, emotiv și electric. La fiecare mod sunt procedurile din terapia Bowen. Un rezultat îl are, să spunem, procedura de la Cocciz în structural și un alt rezultat îl are în partea emotivă. Aici depinde, cum am spus, de fiecare, de intenția fiecărui individ care primește terapia. Nu pot să spun că ai un număr limitat sau ilimitat de proceduri, de ședințe. Dar oricum vezi un rezultat mult mai rapid. Deci când faci testul pe persoană, e un test personal. Nu e ca medicamentul că lei general, mă doare capul, iau o pastilă care o ia toată lumea, nu? E personalizat, e pentru fiecare persoană în parte. Am înțeles. Deci în momentul în care un om care are o suferință, da? Vine la terapeut. Una este, de exemplu, Bowen-ul, eu știu, cunosc, am văzut, am făcut și... Ai primit, da. Am făcut emisiune cu mulți terapeuți de Bowen. Da. Există un dosar foarte mare, adică o carte foarte mare, cu toate punctele care trebuie să accesate, muscular, așa. În momentul în care vine și ai și această terapie în plus pe care o faceți voi, atunci respectiva persoană care are nevoie de această terapie, de exemplu, exact. Da, vorbim despre ea pentru că exact, voi o practicați. Exact. Atunci persoana deja în momentul în care accesezi mușchii respectivi, vezi exact locul unde îl faci, nu trebuie să faci și cauza, mai multe. Și cauza. Cauza care a determinat apariția bolii în fizic. Da, într-adevăr, și în momentul în care afli cauza, e mai ușor de lucrat. Exact, pe efect și pe rezultate. Se spune că durerea este una dintre modalități pe care corpul le folosește pentru a te ține în prezent. Da. Nicoleta, tu stai în Italia de? 23 de ani. Doamne, o viață de om, vă dați seama, 23 de ani. O, Doamne. Da. Pe Franca o cunoști de cât timp? De vreo 9 ani. Wow! Wow! Ce cunoșteam de 9 ani, pe din 9 ani, sí. Provenim din aceeași școală și drumurile noastre, dorința de a face bine, dorința de a ajuta pe alții, ne-au făcut să întâlnească drumurile. Ea, amândouă cu aceeași dorință. Nimic nu este întâmplător. No. Franca, cum a descoperit această terapie? Cum ai scoperit-o cu această tehnică, il metodo Bowen, la terapia Bowen? Mi era stata proposta dal pediatra delle mie bambine, la quale mi aveva detto, visto che tu hai delle bambine piccole, parliamo degli anni nel 2000 probabilmente, mi dice, sarà l'unica volta che fanno questo corso in Italia, perché non lo fai così aiuti le tue bambine? Ei au venit la cunoștință de această tehnică în anii 2000, datorită medicului pediatru care l-avea la copii. Pentru că eu spus despre această tehnică, era foarte încântată și a mers probabil și a făcut început cursul. Bowen-ul? Bowen, terapia Bowen, originala Bowen și... în Italia. Bun. Iar această complementară. Și cu partea, cu la partea de kinesiologie, cum ești arrivată? A integrare il metodo. Perché nonostante sia una tecnica validissima, chiar dacă este o tehnică foarte, foarte validă, ci sono dei risultati, a volte dei risultati sorprendenti subito,
e a volte tardano a venire. Ma câteodată sunt rezultate imediat, deci imediat ce primești terapia e rezultatul imediat, dar câteodată se întâmplă să ai rezultate mai târziu. Ce corp are nevoie de a lucra, are nevoie de timp. Siccome bisogna sempre guardare fuori, perché la tecnica è in continua evoluzione, sono venuta a conoscenza di questo kinesiologo che è Giuseppe Cerasoli, che ha proposto di integrare le due tecniche per far prima, cioè nel senso che essendo una tecnica naturale Bowen non esiste un protocollo, cioè andiamo, l'operatore va un po' a caso, diciamolo, non si può dire. Con la kinesiologia? Senza kinesiologia. Senza. Ok. Mentre invece, avendo conosciuto questo metodo che è validissimo per tanti, si può arrivare subito al problema. Okay. E risolverlo di modo che le persone, i pazienti siano più contenti e si risolva prima. Cum lumea de terapie este în continuu și lumea în general este într-o continuă evoluție, a ajuns să-l cunoască pe kinesiologul nostru Giuseppe Cerasoli, care și el a studiat metoda Bowen, deci cunoștințele lui în kinesiologie și cunoscând terapia Bowen, le-a integrat, le-a unit în așa fel încât să dea naștere la această tehnică care dă rezultate mult, mult mai rapide, cum spuneam mai devreme prin testul kinesiologic. Da. E ceva nou, ceva foarte nou, da. Este ceva nou, este pentru mine o noutate din toate punctele de vedere. Da. N-am auzit de așa ceva. Exact. Merg pe mâna voastră pentru că ați spus că sunteți primele care veniți în România și pentru asta vă salut gestul, vă salut. Mulțumim. Intenția și aș vrea să te adresez telespectatorilor și să le spui în ce condiții, cum și ce ați vrea voi să faceți cu această terapie în România. Deci intenția noastră, cum am spus la început, este de a o face cunoscută la cât mai multe persoane și ca metodă Bowen, metoda clasică Bowen și cea integrată. Ca să se cunoască de ce să facem un curs în România. Deci cursul are deja data stabilită, va fi de pe 27 octombrie până pe 30 octombrie, 4 zile de curs intensiv și, ca de obicei, va avea loc la Piatra Neamț, orașul meu natal, da. Energia mea. Am să te rog, pentru că despre asta vorbești, unde puteți fi găsite ca să puteți fi contactate și cine dorește să practice, să facă, să învețe și să facă acest curs. Va fi numărul meu de telefon cu adresa de e-mail. Pe pagina ta de Facebook? Și sau? Pe pagina mea de Facebook, dar o să aibă și telespectatorii. Nu putem da telefonul aici, dar am să te rog să spui pagina ta de Facebook sau paginile unde puteți fi găsite. Ok, deci pentru România vom publica imediat. Va fi Ionel Nicoleta, pagina mea de Facebook, sau Niromate și Bowen Nicoleta Ionel, iar pentru cealaltă de la asociația unde este Franca președinte, Aledus. Pagina de Facebook și Instagram de Aledus. Aledus Monza. Aledus Monza, Italia. Aledus se scrie cu majuscule și cu după majuscule fiecare majuscul un punct. Exact, mulțumesc că ai specificat. Deci Aledus este scris cu majuscule și după fiecare majusculă punct. Bun. Aledus. Ce ar trebui să știe viitorii cursanți vis-a-vis de acest lucru și ce ar trebui să aducă sau nu știu cu ce să se pregătească? Sunt terapeuții Bowen, tehnica Bowen. Celelalte vin, le învață la curs. Testul kinesiologic și cum se aplică testul kinesiologic, testul muscular cu terapia Bowen. Bun, vor fi practică, deci teorie, practic, va fi... Nicoleta, spuneați la începutul emisiunii că se poate învăța orice
Terapeut care practică orice terapie. Voi, pentru că practicați Bowie, nu? Ok, vă adresați celor care sunt colaboratori cu voi de Bowie. Dar ceilalți care practică alte terapii, cum se procedează cu ei? Cu ceilalți învață testul kineziologic. Acum depinde de fiecare disciplină, de fiecare terapeut, ce practică, ce protocoluri are, ce proceduri folosește. Îi ajută prin testul kineziologic să vadă care procedură este prioritară sau de câte ori trebuie să aplice pe acea persoană acea procedură care rezultă din testul muscular. Nicoleta, dacă eu vin la tine, okay. Pentru că, uite, eu, de exemplu, sufăr de diabet. Okay. În ce constă acest test care mi-l faci tu mie și să văd eu? Adică să vezi tu, de fapt, ce îmi trebuie mie. Amândouă. Ce îmi trebuie mie, okay. Da. Întâi și întâi trebuie să ai intenția pentru ce ai venit și știi destul de bine pentru ce ai venit. Pentru că, în general, persoanele nu știu să dorească. Vreau să mă fac bine. Dar vreau să mă fac bine ce înseamnă. Pentru tine înseamnă un lucru, pentru mine înseamnă alt lucru. Și vorbind sau punând anumite întrebări, ajungi să îți clarifici ideea, să aibă o intenție bine clară. De exemplu, cei care suferă, îmi permis să dau un exemplu, nu la tine, că suferă diabet, nu? Nu mănâncă pâine sau nu mănâncă cartofi prăjiți, între ghilimele, nu? Da. Ok, deci sunt atenți cu alimentația. Probabil că prin test ai voie, îți iese că ai voie să mănânci, să zicem, 50 de grame în loc de 100 de grame. Sau odată ai voie să mănânci la prânz, odată ai voie să mănânci la cină. Că sunt prin test, poți să descoperi și intoleranțele sau toxicitățile alimentare. Depinde pe ce plan îți dă testul muscular de a lucra. Dacă îți dă pe structural, pe ecologic sau pe emoțional. Când îți dă pe ecologic, da, acolo că ai de vorbit despre alimente. Sau ai de vorbit despre nevoile primare, care este hrana și somnul, sau cu apa, deci cum te alimentezi, cum te hidratezi. Astea deci sunt chestii care sunt generale, dar tu mergi să le afli de la persoană la persoană, personal. E un ajutor, din punctul nostru de vedere, este un ajutor foarte mare. Bun. Deci eu vin la tine, iar tu ce faci? Îmi pui niște întrebări, iar în urma întrebărilor îmi faci testul... Să faci testul muscular cu presiunea digitală și să vezi procedura care este de lucrat în acea zi. Și acest test se face zilnic? Nu, zilnic. Deci nu, să pune întrebare, deci să merge din întrebare în întrebare în bază la ceea ce îți dă răspuns corpul, să iau decizii. De exemplu, îți dă, cum am spus mai înainte, procedura Cochise de făcut în prima ședință. Da. Poate tu până acum, ca terapeută Bowen, nu o făceai. Pentru că ai învățat într-un fel, acum prin test, care tot e ceva științific, e demonstrat, e studiat, nu? Nu le-am inventat noi așa. Mergi la singur. Deci știi că persoana respectivă, corpul respectiv, are nevoie de acea procedură. Dar asta e o procedură, un exemplu, nu ne trebuie să o facem neapărat. Uite, de exemplu, eu vreau să te întreb dacă testul ăsta poate fi pus în practică și celor care fac acupunctură. Da, da. Păi și acolo se spune tot la fel, le spune ce proceduri se pună. Depinde terapeutul cu acupunctura ce întrebări pune. Nu știu cum sunt împărțite la ei procedurile și cum lucrează pe persoană. Dar sunt în general la fel. Uh-huh. Deci, sunt în general la fel. De asta am și specificat și am spus acupunctură, pentru că nu e neapărat nevoie să practici doar Bowie, nu ca să înveți ceea ce faceți voi acum. Nu, deci simplifică, dar noi acum suntem bazați foarte mult pe terapia Bowen. Da. Pentru că asta o cunoaștem, asta am practicat-o, asta am dus-o mai departe. Da, e foarte important tot ceea ce ne-ați spus, e important pentru cine este interesat ca să-și mărească raza de cunoștințe. Franca, cu siguranță vrea să mai spună ceva. Voi ajunge de altro? Vorrei dire che, appunto, che il corso è per la prima volta ed è un'occasione, cioè abbiamo deciso di farlo proprio perché ci è stato richiesto, ci sono già delle persone. Se mi dai ti scrivo tutti gli indirizzi così li ripeti bene. Ok. No.
Che ci è stato richiesto, ripeterei le date con allora 27, 28 e 30, il sito dove adesso metteremo subito questa roba qui è www.aledus.it. Ok, io nel frattempo traduco. Deci cursul este pentru prima dată, va fi pentru prima dată, deci este premier și în țară și la Piatra Neamț. Datele sunt deja stabilite, 27, 28, 29 octombrie. Ca informații unde ne pot găsi este www.aledus cu majuscule și punct după fiecare literă, .it. O să punem exact pe prezentarea emisiunii acest link cu ce aveți voi, că unde puteți găsi. Exact, da? Exact, da. Aici aș putea, dacă mă scuz, aș putea să spun o experiență de-a mea. Te rog. Ca terapeut prin acest test kineziologic. Am avut o persoană care, în cuvinte, deci vorbesc ca să înțeleagă toată lumea, nu doar pentru terapeuții Bowen, avea dureri foarte mari noaptea de mâini. Se trezea și spunea că simțea nevoia să-ți bată mâinile de durere, deci serviciul care făcea, munca care făcea, folosea foarte mult mâinile și degetele. Și prin această, cu testul muscular și cu procedurile de la Bowen, am reușit să-i ameliorez într-un procentual foarte mare durerile din timpul nopții. La început, primele două nopți, au zis că au mai avut puțin dureri, după care i-a dispărut de tot. Această persoană a venit, de exemplu, o singură dată a venit. Dar am cazuri care se opresc și nu mai continuă cu terapia sau chiar nu sunt încrezători. Acolo nu ai ce să le faci la acele persoane. Nicoleta Franca, pentru amândouă este adresată această... Ce fac la domanda de supărțuțe două? Wow! Se poate practica Bowen-ul și de la distanță? Da. Acesta se poseamă practicare el Bowen anche a distanță. Dacă voi ați practicat. Eu nu. Eu nu l-am practicat. A distanță nu l-am mai practicat la tehnica Bowen. A me hanno detto che si poteva fare. Qualcuno lo ha fatto. Ei au spus că se poate face. Cineva a făcut-o, a practicat-o. Sì, personalmente l'ho fatto, ma solo con i miei familiari. Ea l-a practicat-o, ea a făcut-o, dar doar cu familiarii ei, nu cu alte persoane, doar în familie, atât. Și rezultatele au fost la fel cu cele care se fac pe corp? Și rezultatele sunt state stese. Fizic. Da. Sí. Da. Super. Super. Va fi pentru... De ce spun lucrul ăsta? Am o prietenă care este practicantă de Bowen. Am una amică care e practicantă de Bowen. În Iași. În Iași. Mi-a spus să-ți fac mie, să-mi facă. I-a propus-o de ricevere Bowen la distanță. Și stăteam întinsă pe pat, în ora, la ora cu tare, și ea îmi făcea acest. Ok. Il prerequisito è che vi mettete d'accordo sull'orario? Sì, ma l'ha detto che, prima, okay, sì, sì. Che il cliente, il paziente, tu ti metta in una certa posizione, sì, e lei a distanza lo pratichi. Al termine ma lei dirà... Ma scusa, si devono conoscere? Se tu non conosci la persona? Non necessariamente, okay. Io l'ho fatto sempre con mio papà a distanza, okay, perché okay, magari lui era al mare, io ero a casa e mi sono bloccato con la schiena. Papà, mettiti giù alle 7, okay. E allora meglio se chi lo fa ha una persona a casa, hai capito? Ah. Cioè io mettevo mio marito a casa, però immaginavo che fosse... Non vorbiți amândouă dată. Ok, scuze. Deci lei, deci cum a spus, ea le-a făcut direct pe familiari. Este când faci cu alte persoane sau cu familiarii, trebuie să se pună de acord la aceeași oră, cum ai spus tu mai înainte, cât ai făcut cu doamna. Dar, din câte știe ea, este și mai indicat să ai o persoană pe care, într-adevăr, să o practici în prezență și, în același timp, să te gândești la persoana care trebuie să o primească. Interesant, asta n-am... Da, nici eu nu știam, era prima dată când am aflat-o. Dar persoana, okay, care este la distanță,
în același timp cu persoana pe care practici fizic alături de tine, trebuie să fie prezentă, să stea în poziție la ora respectivă? Da. Am înțeles. Da. Pentru telespectatori este foarte importantă informația asta, pentru că sunt mulți care sunt la distanță. Sunt foarte mulți, avem foarte mulți telespectatori care sunt plecați în străinătate, așa cum sunteți și voi. Da. Și sunt interesați de aceste terapii pentru că se pot face de la distanță și au același efect. Nu se pot prezenta fizic sau poate că n-au pe lângă ei un terapeut. Exact, da, dar aici subentră testul kineziologic. Da. Terapia, în terapia în sine, da, dar ca să mergi la sigur prin testul kineziologic trebuie să fii doar persoana de față. Să te întâlnești cu persoana față în față. Da, exact, exact, exact. Și să aibă intenția. Intenția, ok. Am venit pentru că mă doare spatele. Pui întrebarea, cum te-ai organizat? Ce ai pățit de ai ajuns să ai durerile astea de spate? Așa. Ok, nu? După aceea, odată, îți imaginești că ești fără durere de spate. Ce faci când stai bine, când nu mai ai durere de spate? Merg, fug, mă așez, mă ridic, fără probleme. Deci, în același timp, trebuie să te și vizualizezi. Dar nu toate persoanele sunt conștiente de treaba asta sau nu le știu. Din lipsă de necunoștință, când nu cunoști, nu practici și nu faci. Și cu ajutorul nostru se pun întrebările și să ajungi la cât... Când spui intenție, în termeni terapeutici are un sens. Da. Dar când spui intenție unei persoane care se uită la televizor și aude prima dată lucrul ăsta... Dorința. Aia e. Deci aici vreau să spui un cuvânt, un sinonim exact, dorința. Cu dorința. cu intenția. De ce? Pentru că în momentul în care am intenție să plec la magazin, da? Da. Mă îmbrac și plec la magazin. În momentul în care spun că îmi doresc și vreau și eu am să mă vindec. Ok, dorința și intenția pornește din tine. Aia. Din interiorul tău. Nu vine din afară, e ceea ce dorești tu, ceea ce vrei tu. Da. Dorința vine din interior și speranța din afară, nu? E dorința ta interioară. Dorești? Corect. Dorești să fac bine, să stau bine. Corect, corect. Aici am vrut să specific lucrul ăsta tocmai pentru ca fi mai bine înțeleși. Da. Bun. Acum, ce nu mi-ai spus apropo de acest curs, câte persoane aveți un maxim de persoane? Pentru moment nu ne-am gândit la un număr limitat. Cu cât ce o să luăm decizii pe moment în baza la cerințele care o să le avem. Bun. Ce ar mai fi de spus? Ce-am mai vrea Franca să spună despre această această terapie nouă? Voi aggiungere qualcosa di questa su questo argomento? Me lo dico io, se no. Sì. Per me è una cosa fantastica, c'è sì. Questa tecnica, questa integrazione di tecnica Bowen con la kinesiologia. Spunem-și în românește. No, perché l'ho detto a lei che non sapeva, nu, i-am spus ei pentru că nu știa mai înainte cum să... Sì, okay. È un'opportunità unica, perché poi non si sa se ne faremo altre. Este o oportunitate unică, nu știi după aceea ce o să mai fie. Se nu poi, diversamente dovranno venire in Italia. Pentru că dacă nu după aceea o să vă trebuiască să vă deplaseați voi în Italia. Deci noi acum, prima dată, nu știm după aceea ce o să mai fie, pentru că vedeți și timpurile care sunt da, corect. În ziua de astăzi. Da, da. Dar dorința asta noastră este mare de a o face cunoscută, pentru că am primit-o noi, eu așa am început percursul cu tehnica Bowen, am primit-o eu, am văzut rezultatele care le-au avut asupra mea și de acolo am decis să merg la cursuri și să fac cursurile. Și bineînțeles, în România, de la Gina am aflat de terapia Bowen. Da, lumea este mică. Așa și nimic nu este întâmplător. Exact. Ea mi-aduc aminte când ne-am întâlnit în sala aceea la mezamin. Da. Și a fost, mă rog, ai fost foarte surprinsă când m-ai văzut și te-ai bucurat când m-ai văzut. Exact. Și prin
Cred că asta este cea mai mare mulțumire a emisiunilor pe care le fac eu atunci când văd oameni, mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut în viața mea, nu-i cunosc, nu știu, sau îmi scriu, foarte mulți îmi scriu. Și rămân surprinsă în momentul în care îmi spun, Doamnă, prin emisiunile noastre mi-ați schimbat viața. Da. Cred că mulțumesc lui Dumnezeu pe toate căile că pot să fac lucrul ăsta. Exact. Că dacă am vrut să fac ceva pentru oameni, dar și Dumnezeu m-a pus aici, mi-a arătat exact calea pe care pot să urmez, dată de Dumnezeu, să pot să ajut exact. Oamenii prin emisiunea pe care o fac. Da, și eu sunt recunoscătoare Universului lui Dumnezeu, recunoscătoare, mulțumită pentru tot ceea ce mi-a dat, pentru tot ceea ce am întâmpinat până acum, bineînțeles pentru ceea ce am să am, ce o să fie de acum încolo. Mă mai întreb și eu câteodată de ce eu cu noutățile. Și rândul trecut cu Niromate și acum cu metoda integrată Bowen, dar am înțeles și am lăsat lucrurile să curgă, să vină de la sine. Nu m-am apus, nu-i nimic a făcut sau contrafăcut, e tot așa cum se vede, totul foarte transparent și lucrurile văd că merg bine. Nimic nu este întâmplător. Iar faptul că tu vii din Italia și vii cu Franca din nou cu o noutate, cu ceva pentru România, este clar că ai și tu o menire. Da. Din punctul ăsta de vedere. Pe lângă faptul că ajuți oamenii în Italia. Da. Pentru că tu, practic, acolo asta faci terapie. Da. Dragi telespectatori și prieteni și terapeuți, cei care credeți că v-ar încununa munca dumneavoastră cu această nouă terapie pe care o aduce Franca cu Nicoleta în Piatra Neamț și în România, vă recomand să le contactați, să o contactați pe Nicoleta, în primul rând, pentru că cu ea veți putea vorbi în românește, cei care sunt și cunosc și limba italiană, e super bine. Vă înțelegeți foarte bine cu Franca în cazul ăsta, adică și cu Franca. Că o să aibă informații din două părți. Sigur că da. Eu salut faptul că a venit Franca din Italia special pentru asta, pentru această emisiune în Piatra Neamț, în România și în Piatra Neamț. Mulțumesc, grații, Franca. Grație voi. Nu știu italiană, nu decât vreo două cuvinte, atâta știu. Cele mai importante. Așa. Și sunt onorată, credeți-mă că sunt onorată, pentru că acești oameni vin special aici pentru, în emisiunea pe care eu o moderez, pentru dumneavoastră. Și dacă pot să fac lucrul acesta, slavă ție, Doamne, și mulțumesc pe toate căile că pot ajuta oamenii prin aceste minunate suflete. Cu siguranță terapeuții și terapiile sunt din ce în ce mai multe. Se descoperă în timp sau sunt deja cunoscute și încep să se răspândească precum crengile unui copac și asta nu face decât să ne ajute să evoluăm. Și cum vorbeam, mereu am spus lucrul acesta, cine urcă ceahlău știe că sunt multe variante de a urca pe ceahlău, multe trasee, dar până la urmă, cred că cea mai mare satisfacție este să ajungi pe vârful toaca și să privești de la înălțimea aceea tot ceea ce te înconjoară. Așa că multe sunt căile de ajuns la Doamne, Doamne, dar până la urmă tot acolo ajungem dacă asta vrem. Acum, ce să spun, Nicoleta, Franca, eu vă mai aștept să mai veniți la Piatra Neamț. Cu siguranță mai venim, cu siguranță. Nu numai pentru acest curs, ci să mai veniți în emisiune și să-mi spuneți ce rezultate ați avut și au cei cu care ați lucrat în România, pentru că Nicoleta, tu știi, cel mai bun exemplu este cel personal. Da, da. Experiențele mele. Eu când vorbesc, bine, că am învățat, am luat cunoștință, nu informațiile după aceea s-au transformat în aplicate, s-au transformat în experiențele mele personale. Deci, din practică, dau exemple și povestesc la alții. Franca la fel face? Fai la stessa cosa, cioè io dicevo prima delle mie esperienze personali con sì. I risultati che ho sulle procedure sì, con la gente. Possiamo dire pubblicamente che quando torneremo ad ottobre rilasceremo un'altra intervista a Gina
raccontando le nostre esperienze. Ma questo ci ha invitato prima di tornare, non sì, soltanto ma per... Sì, ma lì che confermiamo. Ah, ha detto che lei conferma, dall'ok pentru data viitoare, când o să venim în octombrie pentru curs, o să venim și o să povestim anume despre experiențele care le avem cu pacienții. Minunat, minunat. Asta și-mi doresc. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, am rugămintea să puneți întrebări, să comentați, să puneți întrebări pe comentariile emisiunii Viață în Armonie cu Nicoleta și cu Franca. Ele vor urmări și vă vor răspunde direct acolo, la acele comentarii. Bineînțeles, în momentul acesta, pentru că veni vorba și de comentariile de pe emisiuni, aș vrea să vă rog, să vă rog și să vă mulțumesc cu recunoștință pentru cei care trimit acolo comentarii de bun simț. Aș vrea să menționez faptul că românii în general sunt dotați cu acest bun simț cu cei 7 ani de acasă și îmi place să cred că rămânem în această atmosferă de bună creștere și de respect reciproc. Părerile pentru fiecare invitat în parte, vă place sau nu vă place persoana respectivă, aș vrea să fie cu bun simț adresate întrebări, comentarii pe aceste emisiuni. Pentru că dacă nu sunt așa cum este bine să fie, mă obligați ca să le șterg. Așadar, pentru că mai avem doar 5 minute în această emisiune, aș vrea să concluzionați și să ne luăm la revedere de la telespectatori și de la prietenii noștri din toată lumea care ne urmăresc. Da. Eu îți mulțumesc din toată inima, mulțumesc locului natal pentru tot ceea ce mi-a dat, pentru tot ceea ce îmi va da. Aștept cu nerăbdare să mă întorc, să mă întorc cât mai des, cât mai des. Și așa, ca sfat la telespectatori, să încerce sau să probeze să se asculte, să se asculte corpul, pentru că corpul spune tot timpul de ceea ce au nevoie la momentul potrivit și la locul potrivit. Ei, cred că pentru asta va trebui să facem o emisiune separată, să ne învățăm să ne ascultăm să ne corpul. Franca? E ok. Se vuoi dire qualcosa, visto che il tempo è volato? È volato. No, ci riserviamo per la prossima trasmissione, dai. Ceea ce ar fi trebuit să spun acum, li rezervă pentru data viitoare, ca să fie și mai bun. Pentru care intenția, dorința de a reveni. Cu mare drag te așteptăm, Franca, și vă așteptăm. Vreau să spui un cuvânt de încheiere, pentru că ești invitata specială. Una parola di racchiusura, un qualcosa da dire, visto che sei stato l'invitato speciale di questa trasmissione. L'invitato speciale. Allora, quello che noi proponiamo è per il bene di molti, perché più persone vengono a conoscenza e possono aiutare gli altri attraverso il proprio lavoro, questa è la nostra massima soddisfazione ed è per questo che vogliamo proporre questo nuovo metodo in questo paese, dove sappiamo che ci sono tantissimi operatori, perché vogliamo far bene, portare del bene e portare, non so come dire, ringrazio Gina per questa grande opportunità e ringrazio tutti i telespettatori che vorranno seguire questa trasmissione. Ok, deci intenția și dorința noastră este de a face cunoscută la cât mai multe lumi această tehnică, și tehnica Bowen și tehnica integrată cu kineziologia. Dorința de a ajuta cât mai multe persoane, cât mai multe lume suferind. Ea îți mulțumește din toată inima, cu recunoștință pentru aceste momente. Și abia așteaptă să se reîntoarcă. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și ție, Franca. Mulțumesc întregii asistenții noastre, telespectatorilor, care sunt mereu alături de noi și ne onorează cu prezența în fața ecranelor și chiar și nu numai, pentru că suntem văzuți în întreaga lume. Și pe mine asta mă încântă extraordinar de mult, pentru că pot
să ajut românii de acolo de unde sunt, la sute sau mii de kilometri de România. Știu că vă este greu, știu că vă este dor de țară, sângele apă nu se face, știu că ați vrea să reveniți, așa cum spune Nicoleta, cât mai des. Eu aș vrea să reveniți de tot în țară, pentru că sângele apă nu se face, iar pământul ăsta pe care v-ați născut nu vi l-a dat Dumnezeu întâmplător. Alegerea până la urmă vă aparține și eu vă mulțumesc că existați oricum, oriunde sunteți, pentru că sunteți români și eu vă iubesc indiferent de unde sunteți. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Vă reamintesc că aceste emisiuni sunt făcute în numele Sfintei Treimi și mulțumesc lui Dumnezeu că se pot face aceste emisiuni și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi, că ne urmăriți și dacă vă putem fi de folos, bucuria este și mai mare. Mulțumesc, Nicoleta, mulțumesc, Franca, mulțumim, pentru Gina. Prezență. Grazie. Să aveți parte de un weekend minunat și nu uitați că Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură și atunci noi de ce n-am face-o? Weekend frumos, minunat, cu pace și iubire în suflet și în lume. La revedere!